Cea mai frumoasă zi din viața mea, de Ben Schirner. În distribuție, George Constantin, Victor Ebenciuc, Simona Bondoc, Ion Marinescu. Regia artistică, Constantin Dinischiot. Weber, de pildă. Weber, da, Winfried Weber. Să duce aminte, Weber. Ăsta era pe care l-a găsit întotdeauna la inspecția dormitorilor. Nu, no, nu, nu la inspecția dormitorilor, Weber, la curățatul armelor. Nu, no, nu, ăla era... Scharschmidt. Da, Scharschmidt. Brad și Hagen. Nu, no, omule, Brad și Hagen. Mai servis și la? Da, încă două haurete. Rastelbauer. Da, da, ăla cu frizura de aris, cum l-ai bani chema pe ăla? Oscar, nu? No. Oscar. Fascolai. Nu, 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 îi zicea Oscar Briscolai. No, Briscolai, Oscar Briscolai. Doamne, vezi cum se uită. Poftiți. Da. Fac socoteala. Da, 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 eu predez. No, ba eu. Nu, lasă, eu te-am invitat. No, da, da, da. No, nu, uite, uite, asta nu-i frumos. Nu-i frumos, să știi, după ce nu ne-am văzut atâția ani. E, dacă aș fi știut eu că soarta te-a aruncat și pe tine pe meleagurile astea, mai comand un rând? Nu, 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 că se închide acum. Atunci poate merge. Nu, 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 lasă altă dată. La ora se închide peste tot. Uite aici și numerele mele de telefon, te rog. De acasă mă poți chema miercurea oricând în timpul zilei. Soția mea e la serviciu până târziu. Ce, când e acasă nu te lasă să pleci? Nu, nu, nu. Dar voi aveți copii? Doi. Doi. O fată de 8 ani și un băiat de 13. Spune, te rog. Da, ce? Spune. Nu mi-a venit o idee acum. Ai putea să-mi faci un serviciu? Dacă nu-mi pretind să-ți cedezi repartiția mea la un turism varbur... Nu, nu, nu. Știi să scrii? Cum? Să scriu? Dar cine nu știe? A, nu, 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 nu. Ești un ins bine ancorat în viață. Adică în linii mari, unul care are o situație onorabilă din toate punctele de vedere. Cum? Adică așa în linii mari? Cum așa? Ești căsătorit, ai doi copii, așa, o meserie în care poți face o carieră. Eu nu știu unde vrei să ajungi. Ai o locuință corespunzătoare. Așa ce-i drept, e drept. Activ din punct de vedere social, trăiești în condiții convenabile, mulțumit, poate chiar fericit. Mă, dar ce-i cu tine, măi? Nu, uite, stai, uite care e chestia. Noi la gazetă am pornit o anchetă. Ce-ați pornit? O anchetă. La gazeta la care lucrez. Așa. Am abordat o mulțime de oameni, nu ești tu singurul. Profesor, medici, chiar și o artistă celebră. Aha. Și acum îți lipsește doar așa un om simplu. Mă interesează tocmai viața de zi cu zi a oamenilor în general. Viața așa, pur și simplu. Om obișnuit. Aha, înțeleg. Da. Omul obișnuit. Da. Ce să mai e? Da. Nu, nu, stai că nu, 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 nu m-am exprimat corect. Mă gândesc la toate straturile populației, la tot felul de oameni. Da, da. Înțelegi? Unii mai deosebiți, alții mai puțin. Da, uite, acum înțeleg, e totul limpede, da. Ce mă interesează, sau mai bine zis ce ne interesează, pentru că nu e gazeta mea aia, acolo, nu știu. Ancheta se bazează pe diversitatea cazurilor. Vrem să auzim cât mai multe puncte de vedere. Așa, așa. Vrem o gamă cât se poate de largă. Mă, treci la obiect. Uite, dacă eu te-aș întreba așa, dintr-o dată, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Ce mi-ai putea spune? Păi da... Care să fie? Habar n-am. Tu mi-ai putea spune care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Ei, nu, deocamdată, eu te-am întrebat. Mai, cea mai frumoasă zi? Află că... Mai, nu mi-am bătut niciodată capul cu așa ceva. Ia, gândește-te așa, câte nu pot ieși la iveală în felul ăsta. Apar la lumina zilei cele mai diferite destine, cele mai diferite păreri. Da, unul da. Consideră cea mai frumoasă zi din viața sa când i s-a întâmplat asta, altul când i s-a întâmplat aia. Da, mă rog. Și care ar fi rostul anchetei? Asta este foarte evident. Toți manifestă exigențe, toți. Toți doresc realizarea viselor lor, toți vor să fie fericiți. Da. Și din ansamblu tuturor mărturisirilor, să spun cu mândrie că ideea este a mea, asta, ai șansa să-ți faci o părere despre societatea în care trăi. Așa, prin urmare? Vrei, te rog foarte mult, să le dai un articol, dar nu lung, nu, o pagină, două maximum. Da. De acord? Nu mă simt tare la așa ceva. Mai face mort. Nu, Și orice om, chiar și fără studiile tale, poate să facă așa ceva. Care a fost cea mai frumoasă zi din viață? Da. Uite, la asta nu m-am gândit într-adevăr niciodată. Uite, o să te gândești acum.
și tu, Ochifle. A fost. Sunt încălzite în cuptor. Unde sunt copiii? La școală. Așa de vreme? A ora zero. Ora zero? Da, o dată pe săptămână. Ce mai fi și caragios lucrul ăsta? Ora zero. Ora zero e ora dinaintea primei ore. Ce faci, nu te bărbierești? Cred că nu există nicăieri o asemenea chestie. Numai la noi poate există așa ceva. Spune-mi, cum ar trebui să fie numită ora dinaintea orei zero? Poți să-mi spui cumva? Dar ești într-o bună dispoziție. Nu, mă doare capul. E altă dată caută să nu mai întârzi. M-am întâlnit și eu cu un vechi prieten. A fost o seară destul de frumoasă. Amintiri, am depănat, așa. Nu pot să spun că a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Totuși... Te-ai cam întrecut cu paharul. Tu ai putea să-mi spui care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Da, văd că nici acum nu te-ai trezit. Hai, spune, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Eu știu. Care? Cea mai frumoasă zi din viața ta a fost și cea mai frumoasă zi din viața mea. Așa, și care a fi asta? 22 septembrie 1962. Da? Și ce a fost atunci? Ce a fost? Cum nu mai știi ce a fost? Da. Vai, nu sorbi așa, te rog. Zici că asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? A ta, nu? Ba da. Atâta știi și tu. Ba da. În sfârșit. Eu am plecat. Nu uita să te duci la bătrânul Robert, fostul nostru proprietar. Da. Unde vine sacoșa? În camare, i-am cumpărat de toate. O să ajung însă prea târziu, să știi. Săptămâna viitoare e rândul meu să merg la el. Bine, mă duc la Robert. Și nu uita să iei și un săculeț cu cartofi și niște varză de Bruxelles. Da. Știi cât îi place. Hai, succes, la revedere. La revedere. Varză de Bruxelles? Da, ți-a plăcut întotdeauna, dragă Robert. Da, de fapt mai am de săptămâna trecută, Pfeffer. Da. Uite, și ouă, unt, carne. Carne de vițelie. E grozav. Copii, ce fac? Mulțumesc, azi au plecat la școală mai devreme. Da? Spune, câte brichete de cărbune pui de fapt pe foc? Da, ce, ți-e frig? Da, vreau să aduc niște cărbuni din pivniță să ai pentru toată săptămâna. Eu niciodată n-am încălzit cu mai mult de 10 brichete. Nici măcar în iernile cele mai geroase. Da, se simte asta. Da, știi care au fost iernile cele mai reci? Nu știu care. 1929, 1942 și 43, pe urmă în 1947. Iar în 1931 a căzut cea mai mare cantitate de zăpadă, 2 metri erau acolo în curte. Nu trebuie să umble atâta, Robert. Vino, te rog și stai pe scaun. Da, te rog, vino și stai. Acolo în mijlocul curții și-au făcut copii o băgăună uriașă în zăpadă. Țin minte că în iarna aia Felix Müller s-a aruncat de la etajul 4 pentru că rămăsese fără lucru. A căzut în zăpadă și n-a murit. S-a dus pe urmă iarăși la oficiul braților de muncă, da? Tot n-a găsit de lucru. Grămada de zăpadă se urca până la șgheapul de la acoperișul magazinului. Uite, acolo. Eu nu văd nicio magazie. Atunci era acolo magazin. Când am locuit noi la tine, nu era nicio magazie în curte. Cum a fost? Mult timp mai înainte. A dispărut odată cu războiul. Atunci tot ce era bine țintuit de pământ a fost incendiat. Vrei să-ți fac un glob? Hai că dându-i de-a bine. Nu sunt obișnuit cu frigul ăsta. E așa de... Noastră încălzire centrală, eu nu pot să concurez, firește. Lasă, gata, merge și așa. Dar să știi că corpul se adaptează cu temperatura. Asta așa. Păi, pe când locuiați voi aici, n-ați înghețat, nu? Vrei să pui niște apă la fier, te rog? Așa, uite acolo. Acum pune ceainicul pe plin. Ai putea face un schimb cu o locuință mai potrivită pentru tine. Ce fi văzut cum organizau copiii adevărate sărbări în băgăuna de zăpadă. De fapt, erau copiii noștri, erau copiii lui Felix Müller. Mă rog, erau toți copiii din casa. Ai două camere și uite, aici ai jumătate bucătărie, ai toaletă. Și toți au adus câte ceva, un morcov, altă bucată de cozonac. O fetiță mi-aduc aminte, a venit cu o lumânare. Era cald și bine în văgăuna aia. Am intrat și eu înăuntru. Erau sărași, dar fiecare a adus câte ceva.
Deși minunai cum pe asemenea timpuri grele copiilor le străluceau ochii de bucurie, cel puțin în ziua aia. Aș putea obține o cameră confort 1 pentru apartamentul ăsta, să știi. Nu, lasă. Nu, dar ar fi mai bine pentru tine, să știi. De ce? E prea greu pentru voi, nu-i așa? Ce anume? Păi câte faceți pentru mine? Nu, am venit cu drag, mai des. Nu, lasă, că încet, încet încep să mă descurc singur. Uite, chiar vă rog să nu vă simțiți prea mult obligați față de mine. Adică ce dacă ați fost cândva sub chiriașii mei? De ce? Asta a fost... Robert, da, Robert. Vă gândiți poate că nu mai am pe nimeni. Asta nu vă obligă la nimic. Nu, adevăr, e că o facem cu plăcere, hai, să știi. Nu, uite, fii atent că dacă clocotește apa, tu hai, stinge placăra la mașină. Numai că poate te cam plictisești, așa, singur. Asta e, de ce să mă plictisesc? Păi, ce te mai reține? Ce te mai reține? Cum ce mă reține? Mă reține că mi-am petrecut aici toată viața. Aici am învățat să merg, aici am crescut. Și copiii mei au crescut tot aici. Aici mi-am dus toată viața cu Marta mea. Eu aici vreau să mor. Lasă asta acum, te rog. De ce? Eu nu vreau să mor pe alte meleaguri. Ne-am gândit doar să-ți fie mai ușor. Mai ușor, mai ușor. Unde? Unde? La azilul de bătrâni? Nu sunt chiar așa de neputincios. Dar nimeni nu pretinde așa ceva, dragă, Robert. Aici cunosc fiecare piatră, îi cunosc pe toți cei din jur. Vreau să știu și eu ce se mai întâmplă cu fiecare. Cunosc toată strada, casă cu casă, orice colțișor. Abar n-ai ce cetățuie a fost aici. Da, un adevărat bastion. Nu? De? Cum? Ce ai zis? Nimic. Da. Aici s-au ridicat baricade. Da, știu. Uite, acolo unde e acum bazarul. Aha. Ce de împușcături, ce de împușcături. Da? Aveam 14 ani pe atunci. Ce bătaie zdravă mi-a tras mama. Toate saltelele din casă le-am dus la baricadă. Da. Dar n-a folosit la nimic. Am văzut însă o revoluție adevărată. Toate amintirile astea sunt ale mele și nu mi le poate răpi nimeni. Nimeni din lume. Dar nimeni nu vrea să-ți ia nimic, dragă. Nu, eu să dau unde azil. Chiar dacă ar fi, uite, să mă tărăsc în patul. Dar cine îți vorbește de azil, dragule? De ce? Eu am fost un om activ. Am fost factor poștal. Și nu m-am ținut niciodată deoparte de problemele cele mai importante. Bine, dar vezi tu, eu n-am stat niciodată deoparte. Auzi, dar eu nici n-am pronunțat cuvântul ăsta, azil. Nu, n-am distribuit numai scrisori și ziare, n-am împărțit numai forveri și rotefane. Bine, dar stai puțin, astea nu aveau propriul lor sistem de difuzare? Și mai târziu eu nu am distribuit numai ziarul Folkischer Beobachter. Sper că înțelegi ce vreau să spun. Da, înțeleg, ai fost un om de legătură, știu. La de noi nu se uita nimeni, nu bănuiau nimic. Un factor poștal era un fel de funcționar, un om în uniformă de poștaș. Dar ce multe aflam despre oameni. Știam cine cu cine se avea bine, cine și-a băut ultimul ban la cârciumă. Știam ce gândesc oamenii, ce vor să facă. Știam unde îmi pot revărsa năduful și unde trebuia să-mi țin gura. Pe vremea aceea, factorul poștal mai urca treptele până la ultimul etaj. Azi, în fiecare casă sunt agățate jos la intrare cutii de scrisori. Bași poșta și gata. Păi asta poate să facă și o femeie. Pe atunci, factorul poștal trebuia uneori să mai aplaneze și câte un diferent. Își cunoștea doar bine oamenii. Trebuia să fie atent și dacă undeva mirosea gaz. Păi ce crezi? Mai târziu, când au început să vină scrisorile oficiale anunțând pe cei căzuți, pe cei dispăruți, nu odată am fost primul în fața căruia femeile își puteau plânge pe cei dragi. Trebuiau doar să aibă pe cineva în fața căruia să-și verse necazul. Ca să nu mai spun că într-o vreme, asta era înainte de război, a făcut și pe moașa. Zău! Pe la cum? Uite acolo peste drum. Așa. Acolo, vezi, la numărul 26. Da. Da, acolo locuia familia Neubert. Era noaptea de anul nou. Ce să spun, nu era nimeni în toată casa decât o femeie. Când odată au apucat-o durerile facerii. Atunci s-a născut un băiat, da? De 3 kg și 80 de grame exact. Roland Neubert. Acum e marinar? Mă vizitează ori de câte ori vine în oraș. Și întotdeauna de anul nou. Auzi? De fiecare dată de anul nou. Pe vremea aceea poșta se mai distribuia și de anul nou și fiecare cetățean stătea cu sticla de rachiu la ușă și factorul trebuia să ciocnească. Băi, ce să facă? Eu nu aveam atât de multă poștă în geantă, dar...
niciodată n-am reușit să parcurg toată strada. Restul poștei îl distribuiam la 2 ianuarie. Nu, nu, dragul meu. Amintirile astea nu mi le poate lua nimeni. Dar nici nu vrea să ți le ia cineva. Nu, eu am nevoie de tot ce în jurul meu, tot, da. Tot trebuie să simt mereu miresmele de aici. Uite, spune-mi, da. Ai văzut vreodată cum se demolează o casă veche? Nu, nu, uite, 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 uite acolo peste drum la numărul 21 au demolat o casă. Au luat mai întâi tot zidul lateral și au rămas suspendate în aer toate bucătăriile. Eu cunoșteam toate bucătăriile, că am fost doar în fiecare dintre ele. Unele mai erau zugrăvite, așa cum le știam eu, adică cel puțin părțile în fața cărora fusese așezate bufetele. Ah, ți-am povestit vreodată cum mi-a fost furată uniforma? Uniforma de poștaș? Da, sigur, uniforma mea. Nu, nu. Hei, o atârnasem în pod la uscat. Era puțin înainte de sfârșitul războiului. Se sfonea că în împrejurime ar fi apărut un prizonier care o luase la sănătoasă. Perchezițiile prin case se țineau lanț. Ei, dar cum? Nu se poate să nu-ți fi povestit asta. Uite, nu mai povesti. Nu se poate. Trebuie să-ți fi povestit. Nu-i posibil. Dar povestește acum, Robert. Povestește. Trebuie să fie interesant. Da. Cum? Oh, sigur. Într-un zi am văzut o patrulă scormonind prin casă. La noi podul era totdeauna închis și eu tocmai atunci coboram din pod. Tocmai atunci au năvălit și ei cu puști automate și câini. Ați terminat turul de control? I-am întrebat eu. Păi, atunci e bine, camarade, a spus eu. Și ei, închipuieți, au făcut cale întoarsă. Asta numai pentru că eram eu pe scară. E, dar cum să nu-și fi povestit eu niciodată treaba asta? Nu se poate. Nu se poate. Precis, precis. Cine învăț? Ber în persoană. Nu se zice că mă așteptă. Dar ca să fiu sincer, nu. Dar te rog, intră, intră. Intră și e loc. Da, mulțumesc. Din păcate, nevastă mea nu e acasă. S-a dus până la Robert. O veche cunoștință la care am locuit cândva ca subchiriaș. Îl ajută la gospodărie. E nimic, eu am venit la tine, nu la nevastă ta. Da. E plăcută locuința noastră, ce zici? Da, da, este. Nici copiii nu sunt acasă. S-au dus să strângă deșeuri. Sunt singur. Eu te-am sunat de câteva ori la fabrică, dar n-am reușit să dau de tine. Pe o cafea? Nu, nu, mulțumesc. Au trecut 14 zile. Vroiam doar să-ți amintesc că... Da, îmi pare rău, dar nu sunt în stare să fac așa ceva. Nu pot să iau parte la... E cum? De ce? Nu pot să iau parte la întrecere. Nu, e o anchetă, nu e o întrecere. Da, mă rog, așa cum spui, eu mă să știi... Nu pot. E bine, dar mi-ai promis. Dar ce vrei, m-am gândit și... Și n-ai zis nimic? Nimic. Nu, totuși, nu se poate. Mai gândește-te, m-am bizuit pe tine, te-am trecut și în plan. Da, mi-am dat seama că pur și simplu încă n-am trăit cea mai frumoasă zi din viața mea. E, asta e acum. Păi, nu trebuie nici tu să ai așa. Uite, știi ce? Despre cea mai urâtă zi din viața mea aș putea să-ți vorbesc cât vrei, fără niciun efort. Cea mai urâtă zi a fost acum 3 ani. A început de dimineață. Adormisem adânc și nu auzisem soneria deșteptătorului. M-am trezit mult mai târziu. Când am ajuns la serviciu, am picat în plin scandal. Îmi căzuse un proiect. Ni se înapoiase planul, premiu anual pe copcă, apoi am primit un telefon de la spital. Nevastă mea își fracturase un braț. I l-au pus în gips. Vrând să o iau acasă cu un taxi, am observat că am pierdut portofelul. 320 de mărci. În aceea zi, fiica mea a luat 3 note proaste, iar pe băiat l-au mustrat pentru comportare necuvincioasă. Doamne, ce zi, ce zi! Și ce-a urmat a fost și mai și. Nevastă mea neputând găti, m-am apucat eu de bucătărie. Era vară și am făcut de mâncare, am făcut niște ciuperci. Și? Și toți patru și... Ce, toți patru? Da. Ce-ați pățit? Toți patru ne-am intoxicat. A trebuit să fim internați. N-a fost cea mai urâtă zi din viața mea, spune. Da, pe mine nu mă interesează ziua cea mai urâtă. Asta e, păi, da. Uneori, știi, îți vin pe cap așa, tamne, sunt toate necazurile. Da. Ai trăit, desigur, și clipe frumoase. Păi sigur că am trăit și clipe frumoase, chiar multe, multe clipe frumoase. Vezi? Păi, de exemplu, când mi s-a născut băiatul. E, poftim. M-am îmbătat 2 zile.
M-am îmbătat o zi. Sau atunci când am fost chemat la... la cercul de recrutare. Da, și? Mă chemase doar pentru completarea unor date și am venit acasă. A, da. Da, nu, nu, nu. Nu cred că e tocmai ce ne-ar trebui. Da, și mie mi-e teamă că nu e. Sau când am primit locuința asta, știi? Da. Am stat destul de înghesuiți, așa, eram sub chiriaș, sub chiriașul lui Robert, un factor poștal, acela la care s-a dus acum nevastă mea. E adevărat, Robert a fost ca un tată pentru noi. Totuși, să ai un cămin propriu e cu totul altceva. Uite că ai găsit-o, omule, păi vezi, ziua în care ai primit o nouă locuință, o zi ca asta poate fi hotărătoare în viața unui om? Da, păi da, da, să fie asta chiar cea mai frumoasă zi. Păi de ce nu? Păi, cum? Ca și cum toată viața nu faci decât să aștepți o locuință nouă. Păi, nu. De fapt, să știi că de fapt îmi venise rândul, era ceva normal. Stăteam într-o singură cameră, neînțelegeri, discuții, ca atunci când stai pe capul altuia. E da, prin urmare a fost o schimbare în bine. Nici nu pot spune alminterea, nu? Păi și atunci înseamnă că poți să o iei drept cea mai frumoasă zi din... Nu, nici prin cap nu trece. După ce am așteptat vreme atât de îndelungată, asta a venit ca ceva de la sine înțeles. Nu, de la sine înțeles nu vine nimic. Mă rog, asta cam așa e, dar dacă mă gândesc câtă mizerie și nedreptate mai există pe lumea asta... Asta nu mai face acum pe cinic. Mai e limpede că noi, în comparație cu alții, ducem o viață relativ lipsită de griji. Dar care a fost cea mai frumoasă... Mai cine știe care a fost cea mai frumoasă zi? Asta vreau să aflu eu de la tine. Nu-mi dau seama. O zi de care ți amintești cu plăcere, pe care nu o regreți în niciun fel. Asta e că nu știu. O zi în care ai fost nespus de fericit. Stai. Era toamnă. Sunt câțiva ani de atunci. O zi minunată de toamnă caldă. Aproape văratică. Era marți, dacă nu mă înșel. Da, nevastă mea era acasă, își luase o recuperare și tocmai se ocupa de curățenie. Ștergea geamurile. Când am venit la prânz, m-am luat să-mi și eu liber, mi-a făcut de sus, de pe scară, un semn cu mâna. După ce s-au întors și copiii de la școală, ne-am dus la pădure împreună cu câțiva prieteni. Am cules șuperci, am organizat un picnic extraordinar cu cârnăciori prăjiți, cu vin roșu. Așternusem o față de masă albă pe pajiște. Parcă era în tablou acela celebru. Nu-mi vine acum în minte numele pictorului. Spunem tot felul de prostii și pălăvrăgeam așa de-a valma. Dintr-o dată am amuțit cu toții. S-ar fi zis că ne-ar fi poruncit cineva să tăcem. Întreaga natură parcă-ți ținea răsuflarea. A durat doar câteva clipe. Ne simțeam foarte apropiați așa unii de alții. Apoi izbucnit iar larma. Și era o locomotivă, un claxon. Se făcea așa auzit de departe. Am început să ne fugărim pe pajiște și am râs atât. Am râs. Frumos. Da, e într-adevăr frumos. A fost o zi frumoasă. Apoi a urmat o seară frumoasă. Soția mea și cu mine găsirem în sfârșit timp și pentru noi. Am făcut ceea ce nu mai făcuserem de mulți ani. Am jucat o partidă de șah. Și am ascultat puțină muzică și... Nu, tot ce mi-ai povestit n-are niciun haz. Da, stai! Ți-am povestit vreodată întâmplarea cu fetița brunetă? Păi, nu știu când ai fi avut timp să-mi povestești întâmplarea cu fetița brunetă. Vezi, uite, vezi, asta poate merge. Dom'le, eram pe stradă, aud că mă strigă, Harold, Harold! Și susținea sus și tare că mă cunoaște. Îmi vorbea de un camping, plângea în hohote pentru că n-am recunoscut-o imediat. Eu sunt Gigi! O adevărată femeie și un păr negru așa și ochi, ce ochi, toate de înaltă clasă. Ia loc, de ce stai în picioare? Ce puteam face? M-am dus la ea acasă, vroia să-mi arate niște fotografii. M-am făcut chiar că sunt cât se poate de încântat. La un moment dat îmi dădeam seama că nu are nicio importanță dacă eu eram Harold sau, mă rog, chiar din potrivă, îi părea cât se poate de bine. Mă rog, ce zici de asemenea aventură? Când s-a întâmplat asta? Păi, asta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, înainte de a mă căsători. Da. Știi, sensul inițiativei mele constă în aceea că ne referim
numai la acele clipe de fericire, ca să zic așa, personale, la acele stări de o zi, de un ceas, de o clipă, în care ai simțit din plin concordanța dintre interesele sociale și cele private. Nu. Stai, nu știu dacă m-am exprimat destul de clar. Nu, să știi că într-un fel ai schimbat ceva. Ce am schimbat? Nu, înainte parcă nu cereai asta. Mie da, și tu îmi dai de furt. Nu, sigur. Nu știu unde vrei să ajungi. Totul a fost atât de încâlcit, chiar plecând de la înțelesul cuvântului frumos. Păi, dar ce este frumos? Frumosul este echivalent cu plăcut, cu folositor. Sau frumos e să fii cinstit cu tine însuți, nu? Nu, uite, spune-mi care e cea mai frumoasă zi din viața ta și îți spun cine ești. No. Dar despre tine se pare că nu se poate spune nimic. N-ai așa nimic deosebit de relatat. Poate că nu trăiești cum trebuie, trăiești superficial, aiurea. Cum îți permiți, mai bine? Iartă-mă, dar odată și odată tot trebuie să o spun. Dimineața, deșteptătorul sună la 6, în timp ce soția mea face duș. Bună seara! Bună seara! Iar nu te-a lăsat Robert să pleci? Coșul de hârtie e plin, ce bați acolo? Cum îi merge lui Robert? Ca întotdeauna îl dor picioarele, dar nu se plânge. Lucrurile nu mai pot merge multă vreme astfel. L-ai auzit vreodată văitându-se? Face 10 minute din cameră până în bucătărie. Atâta vreme cât putem face ceva pentru el, bine, face. Asta e de la sine înțeles, sigur. De altfel să știi că mă duc plăcere la el. Chiar dacă povestește de 100 de ori același lucru, tot mă interesează. Mm-hmm. Așa o ascultam și pe bunica mea când îmi povestea. Eram copil și ședeam pe scaunelul ei. Pe scaunelul ei? Da, pe un scaunel mic pentru picioare. Lor, a mai bătrân. Lor, măcar lor, li s-a mai întâmplat câte ceva în viață. Spune-mi, televizorul e stricat? Dar de ce să fie stricat? Uite, pentru că nu te uiți. Hai să ți-l deschid. Stai, lasă-mă pe mine. Să știi că am putea face o partidă de șah. Ce? O partidă de șah. N-am mai jucat o veșnicie. Știi cât e ceasul? Atunci să lăsăm. Sunt frânte de oboseală. Mi-a venit așa o idee. Dar ce cu tine? Da, nimic. De fapt, nu ni se întâmplă aproape niciodată nimic deosebit. Te-ai gândit vreodată la asta? Te-ai gândit cum ne trec 9 ani? Ia suflet puțin. Nu, fii pe pace, n-am băut nimic. Dar ultimii ani s-au scurs fără să lase nicio urmă în viața noastră, ca vapoarele care se scufundă și nu lasă în urma lor nici măcar o scândurică. Ce tot vorbești acolo? Știu, dar când am fost noi în munții Riesengebirge? Acum 2 ani sau 4? Hai la culcare, te rog. Ție ți-a povestit vreodată, Robert, povestea cu muncitorul acela prizonier? Da, prizonierul de război. Da. Dar pe care l-a ajutat să fugă și care după 4 ani a adus înapoi uniforma de factor poștal. Mi-a povestit-o chiar de mai multe ori, mi-a spus-o. Să știi că ar trebui să ne mai ducem pe la el. Deci să jucăm o partidă de... Vinerea viitoare, vrei? Da, eu mă duc să fac un duș. Du-te. Da, la telefon. Aici Erdhofer. Ce bine, minunat, uite, tocmai vreau să te sun. Am primit materialul ieri cu poșta. Îmi place chiar foarte mult. Într-adevăr? Serios, da. E tocmai ceea ce căutam. Niciodată nu te-aș fi crezut în stare de așa ceva. Publicăm materialul fără discuții că-l publicăm, să știi. Aș fi vrut să stau puțin de vorbă cu tine. Oricând, cu plăcere. Da, stai puțin că săptămâna asta nu se poate, dar să spunem joia viitoare. Sunt aici, la birou de informații. Aha, da. Să urc sau fii tu jos? Păi te-ai fi putut suna înainte. De-aia te și sun acum. Da, vino sus. Mulțumesc. Băi, hai, ce e? Aș fi vrut să-mi dai înapoi manuscrisul. E cum așa, îl tipărim, omule.
Așa cum e, fără nicio modificare. Da, te rog, te rog, dă-mi-l înapoi. Păi de ce? Nu ți-am spus că e bun, e chiar foarte bun. Cum de nu mai povesti niciodată treburile astea? E scris frumos, atractiv, așa, și ai un dar de a povesti, așa, ceva autentic. Autentic? Ei, te mai codești, ne? Când ai trăit tu toate astea? O asemenea zi nu este dată oricui să trăiască. Da, asta e adevărat. Ceea ce n-am înțeles prea bine este de unde ai avut uniforma aia de poștaș. Da, te rog, auzi, te rog, dă-mi materialul. Nu, stai, nu, că e vorba doar de mică completare, atâta tot. Nu scade cu nimic prestigiu. De altfel, trebuie să precizezi și când s-a întâmplat. Da, cum, adică, cum, nu reiese? Ba da, da, nu, dar trebuie ceva mai precis. Mă rog, în ultimile zile ale războiului. Nu, 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 nu mă refer la fugă, ci la revedere. A, revederea cu muncitorul acela, cu prizonierul. Căci asta este, dacă am înțeles eu bine, cea mai frumoasă zi, nu? Și n-ai știut măcar dacă a reușit să scape, să ajungă la ei lui. Când l-ai revăzut? L-am revăzut 5 ani după sfârșitul războiului. Așa, da. Nu, asta mă interesează doar așa, pentru o precizare. În rest este ireproșabil. Vă zic că ți-a adus uniforma înapoi și până atunci eu nu scrisese niciodată. Nu, nu, când ne-am revăzut am dat gata 3 sticle. Da, bine, așa poți să-mi închipui. Eu singur am băut o sticlă și asta la 8 ani. Păi cum așa? Păi așa iese. 5 ani după terminarea războiului aveam 8 ani. 8 ani? N-ai observat la lectură? Când am aranjat chestiunea cu uniforma, aveam 3 ani. Atunci înseamnă că nu e nimic adevărat. Ba da, ba da, așa s-a întâmplat, dar nu mie, ci altuia. Am mai păcălit? Nu, n-am găsit altă cale și nu vroiam să te las în încurcătură. Cum, omule? Te-ai împopoțonat cu pene străine? Da, da, dacă nu le am pe ale mele proprii. Dar tu știi ce ai făcut? Ți-ai însușit o parte din viața altuia. Păi asta este ceva de neconceput. Păi da, tocmai de aceea îți cer materialul înapoi. Tu de cum? Asta este într-un fel, este ce mai... Ai vrut ceva spectaculos. Păi da, tot ceva de la tine am vrut, din propria ta viață. Uite, uite, mie nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Stai o clipă. Stai că poate putem să facem totuși ceva. Cui zici că i s-a întâmplat toate astea? Dar ce rost are? În fond nici nu te privește. Ba, nu, îl publicăm sub alt nume. Nu, nici nu mă gândesc. De ce nu? Dă-mi materialul înapoi. Bine, ți-l dau, dar cu o singură condiție. Care? Să-mi scrii altceva. Bine, scriu altceva. Dar da, despre ce vrei să scrii? Despre cea mai frumoasă zi din viața mea. Păi de-mi închipui că nici n-ai trăit o astfel de zi. Atunci o să o trăiesc. Crezi? Bă, sigur, da. Păi și cum ai să reușești? Ancheta noastră, Berge Grozav. Mă bucur pentru tine. Mi-au fost trimis o mulțime de materiale pe care nici nu le cerusem. Unele le-am publicat, ai citit vreunul din ele? Da. Și? Interesant de pildă ce scrie profesorul ăla despre implantarea rinichilor. A, cred și eu, cum? Și e foarte bună și povestirea cu... Adică povestirea despre acțiunea de salvare. Da, asta mi-a scăpat. Da. Mă rog, bine, arată-mi ce ai scris tu. Ia să vedem. La ora 6 a sunat deșteptătorul. În timp ce soția mea își făcea dușul, eu am prăjit ouă cu slănină și am pregătit ceștile cu cacao pentru copii. Da. Cafeaua noastră avea o aromă minunată. Chiflele erau crocante, fusese încălzite în cuptor. Nu prea vorbeam și mâncam fără grabă. Cu gândul însă eram la serviciile noastre, la muncă. Copiii la școală. Gesturile noastre, privirile noastre erau prietenoase. E puțin cam static, nu-i așa? Citește mai departe. Da. În cursul zilei am realizat la planșetă ce mi-am propus. Între timp am mai băut un ceai, am mai stat la o șuietă cu un coleg mai tânăr, ne-am spus glume, în pauză am comentat împreună unele articole din ziare, la prânz ne-au servit la cantină friptură cu varză murată și după aceea o plăcintă cu brânză de vaci. Auzi? Ia spune, tu vrei să-mi joci o festă? De ce? Așa a fost. După ce copiii s-au culcat, nevastă-mea și cu mine ne-am dus să ne plimbăm puțin. Ne-am oprit o clipă la niște prieteni. Am aranjat o întâlnire pentru sfârșitul săptămânii. Și pentru că ei n-aveau în casă bere, am băut cu toții berea la bodega din colțul străzii. Începuse să plouă, dar nu prea tare. Păi, ce să-ți mai spun? Le găsești pe toate aici. Și asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Da, bine, da, într-un fel, da. Păi, dar ce are în ea așa de deosebit? Deosebit? Nimic. Păi, de ce trebuie să aibă ceva deosebit? Păi, nu, sigur, nu trebuie. Păi, singur ai spus că nu trebuie să fie neapărat ceva spectaculos. Totul a fost obișnuit și totuși
a fost altfel. Mi-am propus să fiu atent la toate, să nu las nimic nebăgat în seamă, să nu-mi ies din vire pentru orice fleac. În ziua aceea am înțeles ceva. Ce anume? Că într-un fel n-am nimerit-o tocmai rău. Nu știu dacă pot să mă înțelegi. Mă gândesc mereu la plăcerea de a alerga. Pur și simplu să alergi. Bătrânul Robert, de exemplu, nu mai poate face un pas. Bine, stai, dacă te compari cu morții, sigur că e o plăcere să trăiești, că te poți mișca. Unde mai pui că nu-i război? Înțelegi? Că nu e război. Mereu le spun copiilor, nu mai vă jucați de războiul. Jucați-vă mai bine de apacea. Ți se pare o nerozie, nu-i așa? Hai, spune de. Păi, dar n-a spus nimic, ce? Nu. Nu-i cazul să o publicați, nu-i așa? Nu mai știu dacă nu cumva este cazul să publicăm și așa ceva. Ați ascultat Cea mai frumoasă zi din viața mea, de Bernd Schirner, traducere de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: domnul Erfhofer, George Constantin; doamna Erfhofer, Simona Bondoc; Ber, Victor Benciuc; Robert, Ion Marinescu; chelnerul, Aurelian Napu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.